Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Călăraș, împreună cu lucrătorii din cadrul gărzii de mediu Călăraș, au descoperit în urma unui control efectuat unui ansamblu rutier cantitatea de 23.780 de kg de șeuri din șpan pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de transfer conform prevederilor legale în vigoare. În data de 12 mai, în jurul orei 8.30 de minute, polițiștii de frontieră au efectuat pe sensul de intrare în țară controlul specific asupra unui automorfar condus de către un cetățean bulgar în vârstă de 39 de ani. Șoferul transporta conform documentelor de însoțire a mărfii deșeuri din șpan fier. Existând unele suspiciuni cu privire la legalitatea transportului, lucrătorii punctului de trecere a frontierei au solicitat sprijin autorizat reprezentanților Comisariatului Județean Călăraș din cadrul Gărzii Naționale de Mediu. În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că automorfarul transporta cantitatea de 23.780 de kg de șeuri din șpan fier. De asemenea, în cadrul cercetărilor s-a stabilit faptul că transportul era încărcat din Bulgaria și avea ca destinație o societate comercială din județul Călărași. Pentru întreaga încărcătură transportată, cetățeanul bulgar a prezentat documentație incompletă de notificare pentru circulația transfrontalieră, în cauza autoritățile de control au dispus nepermiterea accesului pe teritoriul României pentru mijloacele de transport rutiere.